acceptat. În urmă cu circa 3 săptămâni, mai mulți cetățeni ai comunei Prundu au organizat la Giurgiu o conferință de presă în care, însoțiți de documente, au adus o serie de acuzații primarului comunei Prundu, Cătălin Corbea. S-au prezentat rapoarte oficiale ale Curții de Conturi, din care rezultă că lucrările de asfaltare din localitate nu sunt de calitate, contracte încheiate între firmele lui Corbea și primăria pe care o conduce, declarații de avere, dar și raportul Agenției Naționale de Integritate, care îl declară pe Cătălin Corbea incompatibil. Unul dintre nemulțumiți, Cristi Căpreot, spune că nimeni nu ia în seamă cele reclamate, iar prefectul județului nu îl primește în audiență. Iar de azi a intrat în grevă generală în fața prefecturii Giurgiu. Prefectul unității nu-mi dă, toată audiența care a fost, nu vine să discute cu mine. Să vadă ce documente am în baza cărora a zis primarul calcă legea, dumneai nu vrea să vină la audiența care o cer. A fost la audiența foarte multe documente care atestă faptul că această doamnă nu mă ignoră total. Și mă lăsă legea 340, care aparține dumneai, 393 prin statuale și locali, legea 116-2003, tot legile ale statului care le încalcă acest individ cu documente care atestă că le încalcă. De fapt, este și incompatibil de ani și dumneai nu vrea să vină să stăm de vorbă, de fapt. Eu nu vreau nimic decât să mă asculte. Am înțeles. Atât. Și... Nu vă ascultă, dar acum dumneavoastră ce vreți să protestați? Este un drept al meu, dat de către legile subțării, ca să fac greva foamei, dar gestul unilateral. Deci este voința mea. Voi manifesta pașnic, dacă vor să mă asculte bine, dacă nu, voi sta aici până când dumneavoastră va veni să scrie cu mine. Atât vreau. Am înțeles. Omul are de gând să protesteze prin înfometare până când prefectul Nina Carmen Crișul va primi în biroul său pentru a-i asculta doleanțele. Doamna prefect să-mi asculte doleanțele mele, să vadă că dumneavoastră ei se leagă de faptul că nu există raport de subordonare între primării și prefect, într-adevăr. Dar legea, tot legea spune, 340/2006, spune clar, verifică legalitatea oricăror acte administrative emise de primar și Consiliul Local Județean. Deci, cât aveți de gând să stați aici? Vorbim de greva foamei. Până când însă va veni și v-am ascultat și pe mine. De fapt, Cristi Căpreoteasa nu a fost refuzat de prefectură, numai că audiențele au avut loc în prezența unor juriști, având în vedere că faptele reclamate de acesta sunt de natură juridică. Protestatarul a fost primit în audiență, chiar și astăzi a fost la audiență. Dumnealui va primi din partea instituției noastre răspuns la solicitarea pe care a făcut-o în scris, pentru că are o problemă juridică și probabil doamna prefect, nefiind disponibilă din motive obiective, cei din departamentul juridic sunt îndreptățiți să îi ofere date referitoare la ceea ce îl interesează pe dumnealui. Cristi Căpreoteasa, care nu de mult a protestat și în fața Agenției Naționale de Integritate din București, spune că dacă la Giurgiu nu va fi ascultat, va protesta în fața Guvernului României.